Hai încă o dată. Este. Este. Ia să vedem, ține gheața. O, ține. Chiar groasă. Să mai sunt alte urme de pescari. Deși nu credeam că voi mai apuca anul acesta să pescuiesc la copcă, iată-ne totuși pe gheață. Vremea a fost destul de rece în ultimele zile, astfel încât gheața s-a format destul de rapid. E și destul de groasă, sunt undeva în jur de 10 cm, suficient cât să ne susțină. Am venit pe lacul de la Sânt Ioan Lunca. Am mai pescuit aici în trecut la Știucă. Astăzi nu voi vrea să pescuiți la Știucă, pentru că știu că este în prohibiție. Voi vrea să încerc clasic la plută, în căutarea unor bibănei, obleții, babușcă, orice ar intra, eu sunt fericit. Nu mă interesează astăzi nici cantitatea, nici dimensiunea peștilor. Vreau doar să am puțin activitate și să mă bucur de acest frumos lac. Situat undeva în spatele caselor, cu toate astea e destul de liniștit. Foarte frumos, sălbatic, exact cum place mie. Ce frumos cântă păsările acum dimineață. Nu e foarte rece afară, bate puțin vântul, dar ne-am îmbrăcat bine și nu vom avea probleme cu temperatura, sunt sigur de asta. Bun, eu zic că putem să mergem să ne luăm o lansetă, să ne luăm larvele și să ne apucăm de pescuit. Să folosesc un cârlig foarte, foarte subțire, mărimea 15, și o să bag în el câteva larve. Ia să vedem. Cred că 3-4 larve sunt suficiente. Larve de libelulă. Le cunoașteți, sunt sigur. Cam așa arată buchetul nostru de larve. Hai cu el în copcă. Folosesc o plută de 0,8 grame cu lisantă. Hai să reglăm adâncimea. E destul de adânc apa. Da, are ceva adâncime. Bun, perfect. Asta. Înainte să începem orice altă activitate, să turnăm niște ceai în cană. Ce bine intră ceaiul aici, pe gheață. Mai și încălzim un pic la mâini, după care ne putem apuca liniștit de pescuit. Mi-a făcut o copcă, acolo. Am și băgat pluta în apă. Urmează să vedem dacă avem și activitate.
Hai că am prins și primul pește. Plecat ușor cu pluta. Primul peștișor prins astăzi. De ce culoare frumos are. Extraordinar, roba bușcă extraordinar de frumoasă. Hai să-i dăm drumul aici înapoi în gaură. Fugi. S-a dus. Merge. Este. Bine. Încă un peștișor. Încă un peștișor. O babușcuță. Înapoi. Înapoi, înapoi. Iar trage de acolo, de când se plimbă cu pluta, îl las să tragă mai bine un pic. Este încă una, încă una. O babușcă. Dacă am nimerit, am nimerit copca. Ia uite, ia uite-o. Încă una. Ia uite pisica, a venit pisica. Ce pisicule? Cauzi mâncare? Ai vrea un peștișor așa, ai? Hai să vedem dacă prindem unul. Ia, hai să vedem. Ce faci, mamuta? Hai, vino încoace, hai. Ce frumos e. Ce frumos e. Uite ce pe ăsta alb. Da, este. Este ceva. O babușcă. O babușcă, ia uite ce mică e. Și uite cum se uită pisica la mine și cum se linge pe bot. Ia uite. Bă, o să-mi fie. O să-mi fie milă de tine și o să-ți o dau. Ia uite ce-a făcut. Mă, normal aș fi eliberat peștișorul. Dar parcă prea frumos plângea pisica. Să nu-i dau un pește. Uite, cum pleacă. Hai să-l mai las un pic. Da, este. Este. Încă o babușcă. Ia uite ce plânge pisica. Băi, motane. Motane. Tu nu ai mâncare acasă. Să ți-l dau și pe ăsta mare? Hai să ți-l dau. Hai, hai. Acolo a luat de coadă, de cap și a fugit cu el. Opa, uite că trage. Uite că trage. Păi, dă-te mă de aici, mă. Dă-te mă de aici, mă. A, l-am scăpat. Dă-te de acolo. Sicule, dă-te. Hai, dă-te la o parte, că nu văd pluta. Ia uite-l. S-a gândit el să se așeze în fața mea aici. Și a avut să se mă o trăsătură. Hai, lasă-mă să-ți prind și ție un pește. Hai. Da, uite că pleacă. Pleacă, e acolo. Uite-l! Ia uite-l! Ah, el nu vrea pește. Am văzut că l-am scos, dar nu părea interesată. Ia, opa, a zis că nu vrea. Ia uite ce l-am șfăcat. Ce l-am șfăcat repede.
a fost pe fază când l-am prins. Da, e mai novice în pescuit pisica asta. L-a apucat de coadă. Acolo. Uite, că trage. Sunt micuț crache. Uite, este. Este. Sunt bibănel. Hai că am luat un bibănel micuț. Uite ce mic e. Ce mic e. Asta o să le liberez, nu o să mai dau pisicilor. Dacă voi libera într-o altă copcă. Ia, uite. Fugi acolo. Uite, să plimbă cu ea. Iar să plimbă. Să lasă treabă bine. Trebuie să mă grăbesc. Hai încă o dată. Ha. Curaj. Este. Este. Încă o babușcă. M-a și văzut. M-ai urmărit, așa-i? Haide, ia, fugi. Fugi. Hai că o să-ți dau și ție unul. Hai răbdare. Acolo. Haide, trage bine, trage mai bine un pic. Că pisica deja a venit aproape. A fost, da, a scăpat. A fost, da, a scăpat. Acum o trăsătură mai sănătoasă puțin. Este. Da, ăsta da pește. Uite-l cât de mic e. Hai să-i dau drumul repede. A fugit. Opa. Opa. Haide. Haide. Este. Ia uite-l. Din nou. Stai. Stai cu minte. Ți-l dau ție, da. Așteaptă. Așteaptă. Haide. Ia. Fugi. Fugi cu păștișorul.
Cam asta a fost partida noastră de astăzi. Prima partidă la Copcă din sezonul acesta și probabil și ultima, pentru că suntem deja la mijlocul lunii februarie, iar temperaturile se anunță din ce în ce mai mari. Nu cred că voi mai avea ocazie să mai ies la Copcă, dar ne-am făcut damblaua. Am avut activitate, am reușit să prindem și câțiva pești, am rănit și pisicile. A fost o zi relaxantă. Până data viitoare, eu vă salut și toate cele bune. Respect!